cum o facem, depinde de nivelul nostru de conștiință. Dacă nivelul de conștiință este ridicat, o vom face bine. Dacă nivelul nostru de conștiință este scăzut, nu o facem bine. Și ce ne va spune domnul profesor Constantinescu, care are o veche legătură cu acest spital, de altfel tatăl lui m-a moșit. Aici, în acest spital, domnul doctor Mircea Constantinescu, Dumnezeu să-l pomenească, a făcut multe pentru acest spital și pentru România în general și medicina în special. Așa că, cred este binevenită intervenția domniei sale, care mi-a sugerat-o acum câteva zile, ce se întâmplă dacă nivelul de conștiință al celor ce pot să acționeze cu energii mai mari nu este cel corespunzător al celor energii. Dacă ne jucăm cu focul, ce se poate întâmpla? Adică, știință și conștiință e bine, dar ce se întâmplă dacă este știință fără conștiință? Domnule profesor. Și ca toate să cercurile se închidă, ați auzit astăzi mai multe comunicări făcute în limba engleză. Aici, pe acest loc, unde s-a ridicat aripa nouă, la spitalul, în 1944, era lagărul prizonierilor aviatori americani și englezi. Aici. Toate lucrurile au o explicație, nu e dat omului să le știe pe toate. În urmă cu două sau trei ore, Nicolae Stoian a spus că, sau a reamintit, titlul simpozionului este fiziologie și conștiință. E foarte important să știți că toate organele corpului uman au rezerve funcționale. Nici unul nu funcționează la maximum de posibilități, cu excepție, cu excepție extraordinare, cu excepția inimii. Inima, legea inimii este totul sau nimic. De totul sau că nu mai dă nimic, a murit. Ei, cea mai mare rezervă funcțională a omului este în creier. Extraordinară chiar. Atât Gheorghe Marinescu, cât și unul de urmașii lui, Ite Niculescu, care a fost profesor de fisiologie, a demonstrat că aproape 2-3 de neuronii noștri la 70 de ani se duc în mormânt nefolosiți. Știință fără conștiință. Nu numai pe noi ne preocupă. Iată că acum 500 de ani, François Rabelais spunea Science en conscience, cele că la vin de la acum 500 de ani. El identificase vocea. Noi vorbim despre suflet. Adesea, fără să-i dăm un conținut. Ca despre o esență imaterială a omului viu. Sufletul este o creație a lui Dumnezeu. E licărul de lumină pe care l-am primit, licăr de lumină, vorbesc metaforic, în momentul actului de fecundație. Gândiți-vă că în momentul actului de fecundație se întâmplă ceva ca la arcul voltaic când îi apropii voltaic. Deodată o explozie de energie. Atunci începe viața.
Și lucrul acesta este primit. Și înțelegem cu înruinarea sufletului. Figura asta de stil folosită de Rabelais echivalează nu cu ruina unei case. Casa nu mai există. Cadar. După cum în cazul ruinării sufletului, modul de comportare nu mai este cel al unui om normal. Poporul a identificat cu precizie, cu balanța lui excepțională. Ce înseamnă aia om cu suflet și om fără suflet? Faptul că omul lipsit de suflet nu e un om mort biologic. Ne arată că sufletul reprezintă mai mult decât mecanismele în care funcționează inima, ficatul și așa mai departe. Secolul 20, pe care abia l-am terminat, ne-a arătat o proliferare îngrijorătoare a oamenilor lipsiți de suflet. Egoiști, insensibili, accente de cruzime și porniri de bestialitate aproape nemai întâlnite. Lipsiți de ceea ce numim noi comportamentul moral. Am fost martorii cruzimii duse la apogeu, care ar fi cei doi monștri, nazismul și comunismul. În zilele noastre, acum, 2012, când începem curentul 2013, se mai poate vorbi de o ruină a sufletului? Din păcate, răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Asistăm mai mult sau mai puțin neputincioși la apologia anticulturii sau așa cum spune, într-un moment de inspirație, profesorul Constantin, la elogiul deconstrucției, la sfidarea oricărui sistem de gândire care să pună în lumină valorile fundamentale, adevăr, frumos, cultură, rațiune. Mai urmărit cu am creat instrumente desăvârșite, așa e, mulțumesc, de cercetare, dar nu am dat un sens vieții. Avem țeluri vagi și după cum spune Einstein, și ne lipsesc programele pe termen lung, așa cum afirmă viitorologii. Exaltarea aceasta a instinctualității, a erotismului, a lipsei de pudoare, a agresiunii în public, care ne supără, ne jenează, ne rănește, folosindu-se fapte lipsite de bun simț, aruncate asupra noastră pe toate căile, și vizual, și auditiv, în toate locurile, nu sunt decât semne ale acestei ruine sufletești. Promovarea unor false modele e cuplată cu luarea în deridere a valorilor tradiționale. Noi suntem perimați, noi ăștia cu părul. Considerate de suet. Și o să dau un singur exemplu. Sentimentul de onoare. Sau păstrarea cuvântului dat. Sunt valori de suet. Unde am ajuns? S-a ajuns ca pentru bani să se sacrifice cultura, să se schilodească natura, să se calce în picioare demnitatea. Se tinde către o pseudo-civilizație a simțurilor și instinctelor. Dacă această ruină a sufletului a fost un diagnostic pus de Rabelais în secolele 15-16, lucrul acesta l-a făcut din dorința de a reînvia idealurile morale în timpul gândirii antice.
care este, dacă alea au fost resorturile lui, lui Rabelais, în ce măsură noi astăzi mai putem să facem abstracție de aceste realități? Fără discuție că rezistența războaielor și a terorismului de care ne-a vorbit colonelul ca mijloace de rezolvare a conflictelor, în primul și în primul rând, semnele crizei morale pe care o trăim. Și totul începe de la lipsa bunului simț, care îl face pe om capabil de orice, căci pentru el nu mai e nimic demn de respectat. Bunul simț te face să respecti în primul rând drepturile celor din jur. Lipsa bunului simț e embrionul din care se dezvoltă, după cum ați văzut, curzimea, desconsiderarea altei persoane, călcarea în picioare a celorlalți. Coborând sub ștacheta bunului simț, omul se golește de tot ce era sfânt în el. Dacă acesta este efectul dictonului lui Rabelais, în ce măsură știința fără conștiință ar putea fi cauza acestei ruinări? Karl Popper consideră că prin descoperirile care generează, știința reprezintă cea mai mare mândrie a omului. Dar iată că lucrul acesta e foarte vechi. La nici 50 de ani după ce Rabelais a emis celebrul aforism, Francis Bacon spunea knowledge is powerful. Această putere e foarte atrăgătoare. E visul multor oameni fascinați de mirajul puterii. Și iată că o lungă perioadă de timp știința nu a avut un cod etic, fiind la dispoziția celui care a plătit-o. Iată de ce putem spune în deplinătate că știința e în același timp cea mai mare victorie a spiritului uman, din moment ce milioane de oameni au beneficiat de ea, dar în același timp este și cauza unor dezastre umane. Am ajuns ca prin știință să salvăm și să ucidem. În fond, ce ar trebui științei, ce ar trebui adăugat la un demers științific și mai ales la rezultatele cercetării, ca aceasta să-i servească omului, să-i servească naturii și nu distrugerii. Aceasta este întrebare fundamentală pentru prezentul și viitorul științei. Răspunsul este unul simplu. Știința trebuie să se supună legilor morale care diferențiază intenții, decizii și acțiuni bune sau corecte. Deci intenții, decizii și acțiuni rele, adică greșite. Totul pornește de la principiul fundamental și ție nu-ți place, altfel nu faci. Departajarea aceasta între rău și bun o realizează conștiința noastră, care analizează și cataloguează în permanență propria noastră ființă. S-a vorbit ieri despre conștiință, se fac chiar și astăzi, ca un rezultat sau ca având până una alta o bază științifică, o bază materială, o bază prezentabilă, acceptabilă. Eu cred că conștiința are o bază spirituală. Eu cred că această conștiință vine de la Dumnezeu. Fiindcă în permanență caută să ne corecteze. Conștiința este ceea ce ne corectează. Mahatma Gandhi spune așa: conștiința de sine este singurul nostru judecător. Este singurul tiran pe care îl acceptă în această lume. E vocea aceea înceată și liniștită din lăuntru meu. Permanenta prezența conștiinței
dezvoltă în fiecare dintre noi sentimentul de responsabilitate față de actele noastre. Omul de știință nu face abstracție de la această afirmație, fiindcă el își poate permite în același timp să creeze o clonă umană sau o chimeră sau un procedeu non-invaziv de destupare a arterelor. Ce-i de făcut? Iată, ne ajungem la factorul cauzal al sintagmei durabile, știința fără conștiință. Moment în care eseistul se vede în fața unei opțiuni cruciale, pe care Baudrillard în modul cel mai deschis cu putință. Acceptăm sau nu să discutăm tema de pe pozițiile unui om de conștiință? Dumnezeu este cel care le integrează într-un tot. Iar maleficul, satana, e cel care le separă, le desparte, ca să nu se mai poate influența. Mai clar decât ce am spus, nu se poate. Și le-am spus bazându-mă în primul rând pe stările pe care le poate trăi un individ în relație cu conștiința lui și în al doilea rând ca să puntez efectele catastrofale ale rupturii dintre știință și conștiință. Un om poate avea un proces de conștiință. Când este dificil să hotărască într-o problemă morală sau greu de rezolvat. Poate avea mustrări de conștiință sau conștiință încărcată. Când poate să manifeste un sentiment de regret, de remușcare pentru un fapt reprobabil pe care el l-a împotrivit. Un om poate fi fără conștiință, ceea ce e sinonim cu a fi lipsit de scrupul. Nu întâmplător, conștiința este considerată nu mai vine nimic? Conștiința e considerată ochiul lui Dumnezeu în sufletele noastre. Sau așa cum foarte frumos spunea Van Gogh, busola omului. Conștiința este busola omului. Sau tribunalul care zace în fiecare dintre noi. Vedeți, asta nu numărul cazurilor în care s-a dovedit lipsă de conștiință pentru omul de știință contează. Și faptul că ele există ca atare. Am exemple și din lumea juridică, nu mai vorbesc ce s-a întâmplat în țara noastră și, în păcate, se și întâmplă. Am exemple din lumea medicală. Iată câteva. În 1845-49, Marion Sims, considerat de părintele ginecologiei americane, face experiență pe negrețe sclave, neanesteziate. Acționând cu un act gros asupra oselor hraniene ale pătului, în timp cu excluzii, ca să vadă dacă se produce sau nu trismus, adică contracția mușchilor moștete. În 1896, Dr. Wendowers face punctii spinale la 21 de copii internați în spitalul din Boston, să constate gradul de inocuitate al metodei. Intonesc că exact în acele momente, la noi în țară, Toma Ionescu și Anza Gianu făceau experimente similare, dar pe animale. În 1906, profesorul Richard Strong de la Harvard infectează cu coleră un număr de prizonieri din Filipine ca să testeze diverse terapii. 13 mori. În timpul procesului la Nuremberg, doctorii naziști au citat acest studiu ca să justifice propriile lor experimente. E semnificativ să vă arăt și beneficiez de spațiul spitalului militar să vă arăt la celălalt pol medicul veterinar colonel Nicolae Munciu, care în anii 30 se infectează voluntar cu Bacillus malei, agentul cauzator al morbei, boala calului se transmite la om și demonstrează eficacitatea tratamentului cu sulfamide pe pielea lui. Ambele modalități de experimentare sunt nerecomandabile, dar în timp ce Richard Strong a dovedit o crasă lipsă de conștiință, Nicolae Munciu
este considerabil în rândul eroilor. Exemple nenumărate există, din păcate, și noi ne adăugăm. Noi, români. Noi, români. Experimentul cel mai mare la nivel mondial este foamea din Ucraina, din 32-35. Dar adăugăm și noi la experimentele privind rezistența la frig făcute de naziști, adăugăm experimentul Pitești privind limitele degradării psihicului uman, experimentele privind limitele suportabilității unei populații diabetice la absența insulinei sau unei populații corticodependente la absența preparatelor cortizonice, aplicate până în 89 în România. În fond, ce am putut să spun prin fericirea mea și poate să atent? Omul de știință trebuie să fie cu conștiință, în păcat, să fie convins că prin cercetarea lui nu se reușește nimic împotriva legilor morale. Indiferent de concepția religioasă, filosofică, etc., pe care o dorește, el nu trebuie să aducă atingerii libertății altei persoane. Vă mulțumesc pentru atenție. Program, să stăm de vorbă după aceea, dacă sunt întrebări care să fie puse celor care au vorbit azi. Dacă sunt întrebări, din punctul meu de vedere, vă rog, dar e târziu și știu că sunt oameni oarecare vârstă și poate e bine să ne oprim aici. Dar n-aș vrea să plecăm din sală de Sfânta Ecaterina fără un mesaj de speranță. Și acestea nu sunt vorbe aruncate în vânt. Suntem aici cu un scop. Vrem ca România să fie grădina Maicii Domnului. Suntem aici cu un plan. Vrem ca nivelul de conștiință să fie sistematic ridicat prin crearea unor grupuri de coerență națională care să transforme sfâșierea între români în iubire între români. Avem pentru aceasta o metodă. Metoda este simplă, este accesibilă tuturor, a fost predată nouă de către un indian, dar este o metodă general valabilă care ține de însăși conștiința noastră, care nu este indiană, ci este divină. Ăsta este mesajul, ăsta este planul, să-l punem în practică. Mulțumesc pentru atenție!